Un tânăr din Livada, județul Satu Mare, este bânuit de distrugerea prin zgâriere a mai multor autoturisme. Polițiștii din Livada au identificat tânărul în vârstă de 21 de ani ca fiind autorul distrugerii a 4 autoturisme staționate într-o parcare din localitate. Din verificări a rezultat că tânărul a distrus prin zgâriere cu un obiect ascuțit vopseaua celor 4 autoturisme, cauzând un prejudiciu estimat la 4.000 de lei. În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere.